Este alături de noi domnul Adrian Negrescu, analist financiar Frames. Bună ziua! Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Negrescu. Bine v-am găsit. Tot urmăriți și dumneavoastră cu tremurul de pe burse. Care este semnalul pe care ar trebui să îl vadă și autoritățile noastre în acest moment? Păi ar trebui să transmită un semnal de stabilitate, să transmită că titlurile de stat românești sunt în continuare profitabile pentru investitori și că nu au niciun fel de risc în ceea ce privește investițiile în România. Ei, cred că ăsta este mesajul pe care probabil vom vedea mâine la Banca Națională, în contextul în care, într-adevăr, s-a văzut în ultimele 48 de ore că investitorii sunt extrem de temători. Acest val de panică care a cuprins bursele internaționale pe fondul scăderilor semnificative ale activității economice din state Unite, este de natură să ridice inclusiv probleme în România, pentru că investitorii se uită foarte atent la economiile riscante, iar din această perspectivă s-ar putea să avem de pierdut din perspectiva modului în care ni se oferă finanțare, mai ales pentru statul român în condițiile deficitului bugetar foarte mare. Deci avem nevoie de semnale de stabilitate, semnale de reformă și angajamente foarte clare legate de evoluția și perspectiva economică a României în perioada următoare. Da, și vreau să vedem, domnule Negrescu, ce face ministrul de finanțe, Marcel Boloș. S-a vorbit și despre remanierea lui. Acum înțelegem că nu va pleca ministrul din funcție. A fost însă la o discuție cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, pentru că liberalii s-au plâns că ministrul Boloș tot iese cu propuneri pe care nu le discută cu nimeni. Să vedem ce spune. Nu am înțeles. Din partea coaliției de guvernare până la 1 septembrie să vin cu acest plan. Deci e una dintre măsuri aceasta să se pună o frână cheltuielilor. Sunt în perioada în care trebuie să elaborez acest plan de măsuri și este o sarcină pe care am primit-o de la domnul prim-ministru. Veți frâna și cheltuielile. Să vedem ce tipuri de măsuri vom avea cuprinse în acel plan. Dar este ajuns doar reducerea cheltuielilor? Nu, să discutăm înainte de... Cum se va face o economie de 5 miliarde de lei în 5 luni rămase până la finalul anului, domnule ministru? Ar fi un miliard pe lună. În legătură cu CNP-ul fiscal, acesta când va fi gata? Este condițional și trebuie dezbătut. Ați terminat discuțiile? 26 august este ultima întâlnire cu mediul de afaceri. Întâlnirile cu mediul de afaceri, vedeți, domnule Negrescu, își menține aceste proiecte. Vedem imediat pe ecran și postarea ministrului de finanțe, Marcel Boloș. Vrea să limiteze plata în numerar, limitarea cash-ului pentru datornici și își apără această măsură și introducerea aceea a CNP-ului fiscal, pe care spune că CNP-ul fiscal este cerut și de oamenii de afaceri. Problema nu e dacă sunt bune, ci dacă sunt realizabile. Că poate, da, dacă îi pedepsește pe datornici, așa, poate îi obligi să-și plătească datoriile, dar se păi, pot hai să luăm un scenariu acestea. Foarte simplu. Un om care are datorii la stat și care vrea să plătească bani cu bani cash la un magazin, da? Tu îi limitezi practic plățile cash la 1000 de lei pe lună. Păi ce vom face? Vom scoate buletinul de fiecare dată când facem o plată la un magazin ca să se uite vânzătorul respectiv în baza de date de la NAF pentru a vedea dacă omul ăla și-a depășit limita de plată cash? Adică e o aberație din punct de vedere financiar, cum de altfel și CNP-ul fiscal este o stuțocămilă din punct de vedere economic, pentru că statul, dacă vrea să controleze, de exemplu, ce se face, ce se întâmplă în vânzările online, da? Pentru că de acolo se presupune că e o mare evaziune, ar putea să se ducă la bănci să reia extrasele de cont a celor care sunt în anchetă fiscală, și de asemenea să vorbească cu curierii, cu firmele de curierat, să vadă într-adevăr unde se fac plăți la curieri, da, din perspectiva acestor tranzacții. Adică au toate instrumentele pentru a identifica pe cei care fac evaziune fiscală pe internet. Dar trebuie să, într-adevăr, să pui osul la treabă, ca să zic așa, și nu doar să inventezi produse financiare care, din punctul meu de vedere, nu și-au locul în realitatea economică actuală. Da, aici este problema că nu le putem implementa și apoi o să facem altă dezbatere cât de bune sunt. Mulțumesc, Adrian Negrescu, pentru intervenția.